cartea asta importantă și, uite-te, lumea din Occident ne-a apreciat foarte mult. Acum trebuie spus ceva în favoarea instituțiilor culturale românești. Proiectul vostru a fost jurizat de către Ministerul Culturii și Cultelor și a fost declarat câștigător. Deci a fost proiectul prin care statul român... Juriul, cel puțin. Juriul, da. Dar jurizarea a fost însușită de către Ministerul Culturii, care este o instituție a statului român. Deci trebuie ceva spus și în favoarea instituției statului român. Dar asta n-am vrut să creez impresia asta, că tu ai pus o întrebare delicată și de care dacă urmărim un track, ajungem la adevăr și dacă urmărim celălalt, ajungem într-o capcană. Și așa că am vrut să evit capcana, să zic foarte sec, adică cum a fost. Am avut experiențe foarte bune în România, dar și delicate în sensul că nu că lumea n-a înțeles, asta nu mă deranjează. Pentru că pentru asta fac ceva în lumea culturii. Lupt pentru ce am de zis. Da, și nu mă ascund pe urmă sau ceva. Sunt loial și de artist și de țara mea unde m-am născut. Dar pe altă parte trebuie să observăm și să fim critici de niște instituții care sunt acolo, care de obicei ar fi nevoie să se angajeze mult mai mult decât fac, decât vor. Asta e problema. Dar paradoxul este asta, pentru că proiectul vostru a fost susținut de instituții ale statului român, Ministerul Culturii și Cultelor și ICR. Păi de voi nu vă plângem. În schimb a fost criticat de particulari. Adică a fost criticat pe piața liberă, ca să zic așa, dar a fost susținut de instituțiile statului român. Da, e paradoxal situația, sigur. Da. Periferic 7. Focusing Iași, Social Processes. Ne spui despre ce a fost vorba? Da, asta a fost următorul proiect. Iar doilea pas pe care l-ai avut în România. Adică până atunci asta, noi am discutat acum, am trecut prea repede din 30 de ani de biografie. Știi că eu în ultimii, să zicem, 3-4 ani m-am întors cultural pe piața culturală românească. Aproape în fiecare an, anual, vin aici în vizită la rudele mele, așa mai departe, însă cultural nu s-a întâmplat nimic. S-a întâmplat printr-un research care am făcut pentru Rene Bloch. El a auzit, adică știa că eu sunt născut și m-a rugat să ajut cu informații. Și atunci am venit prin 2004, cred că, prin țară și atunci abia am descoperit și prin Dan și Lia cu care... Dan și Lia Perjovski. Da, care ei multe informații mi-au dat. Adică am descoperit că și în România există o piață culturală interesantă, care până atunci nu era pe agenda mea. Și nu e întâmplător că după Veneția am decis să mai fac un pas încoace, nu din motive sentimentale din asta, pentru că observ aici o creativitate enormă, o nevoie pentru o expresie culturală, anume nu zic artistică, zic culturală, pentru că arta e pentru mine un limbaj specific, dar integrat într-o expresie culturală, mult mai generalizată și mai importantă decât arta în sine. Și așa că văd nevoia, văd cererea, văd și interesul și sentimentul meu, care dacă le pun într-un pahar, ajung la concluzia că mai trebuie să făcut ceva în România, mai trebuie de sprijinit ce se întâmplă aici. Și nu numai de criticat de afară, știi că aș putea sta afară comod. Am jobul meu, am proiectele mele, aici e mult mai greu, dar e și mai interesant. Că structurile nu sunt încă bătute în cuie, structurile sunt flexibile și neintenționat, să zicem așa, sunt foarte contemporane. Din nevoie, poate. Da. Dar văd mișcări, văd inițiative private interesante, cum e Perifericul, cum e Fundația și Editura Ideea din Cluj, cum e și în București E-Cart și alte inițiative. Și eu spun, astea toate trebuie adunate, puse la punct, puse împreună și sprijinite unde e posibil. De acord. Spune-ne despre Periferic 7. În ce a constat acest proiect? Păi, proiectul a fost, și eu lucrez tot timpul așa... Data 12-30 mai 2006. Proiectul, eu lucrez tot timpul așa, arta este pentru mine numai un, un strat într-un proiect integral.
educația e alt strat, politica e al treilea strat. Arta e pentru mine, nu că îmi servește să ilustrez alt discurs, dar e o realitate în sine care o încerc să o combin, asta e atitudinea mea ca curator, adaug lângă artă și un discurs politic și discurs educațional. Și asta a fost proiectul în Iași, adică am avut o expoziție cu artiști, am avut un program educațional cu workshop-uri și am avut, care reprezentat prin catalog, și un discurs, am produs eseuri și s-au produs eseuri, texte, care au analizat contextul în care a avut loc evenimentul respectiv. Așa să zicem, astea trei feliuțe fac, adică împreună, farfuria plină. A proiectului, da? Da. Și acum, ce ai lansat la București pe 20 aprilie? Acum, în sfârșit, am ajuns în capitală. Știi? Până acum... ai dat rotocoale. Exact. Cluj, Iași, Republica Moldova, nu știu ce. Și acum, în sfârșit, da, în București. Acum am ajuns în centrul periferiei, să zic așa. Nu, bine, Bucureștiul cunosc de mai mult. Situația e nouă. România a intrat în Uniunea Europeană, a trecut câteva luni deja de când s-a întâmplat. Dar ce s-a întâmplat în viața culturală? Ce s-a întâmplat în gândirea omului? Agenda s-a schimbat în faptul că România a intrat? Ce s-a întâmplat? S-a interzis tăierea mail-ilor pe piață. Se interzice curând fumatul și așa mai departe. Pe o parte. Pe altă parte, au crescut și nevoile după Cluj să mă angajez și mai mult aici. După Veneția, așa trebuie să povestesc. După un an de zile am întâlnit-o pe Sabine Henci, directoarea de la Goethe, și ea la fel avea, se gândea și ea ceva la prelucrarea spațiului public, din altă direcție venind. Și așa că ne-am întâlnit într-un proiect care aduce parteneri puternici și dinăuntru și de afară, Goethe București, ICR-ul și Alianțul din München, dar și Fundația Erste din Viena. Erste Bank din Erste Viena. Bank. Adică eu zic că e o alianță puternică, bani aduși și de aici și de acolo, pentru un proiect care nu urmărește un eveniment din ăsta old school. Știi, facem un weekend, un balon de nu știu ce, îl lăsăm undeva în mijlocul Bucureștiului și, sau niște vaci pictate undeva. Nu ți-a plăcut proiectul cu vacile? Nu. De ce? Asta e un fel de McDonald's pe vizual material. Dar astea erau pictate de diferiți oameni. Bravo lor. Dar printr-o pictură a unei vaci plasate undeva pe stradă, ce conștiință creează așa un proiect? Ce conștiință, nu mă refer critic, conștiință, adică ce reflectă lumea trecând pe acolo. Nu e mai mult decât un asesoar din ăsta care îți gâdili ochi. Așa că nu facem un eveniment într-un weekend cu văci sau urși sau oi pictate, facem un proiect în felii, în fiecare lună un proiect. În fiecare lună o provocare, în fiecare lună o carte nouă care o scoatem pe piață. Deja a apărut una, este vorba, se cheamă Colecția Public, Dan Perjovski, postmodern, ex-comunist. Și este o carte a lui Perjo, inimitabilă în felul lui. Prima care a apărut, toate vor apărea în același format? Toate în același format și, uite, pentru prima dată s-a întâmplat cel puțin în artă. Editată de Marius Babias și Sabine Henge. Câte vor fi în total? 7 cărți în anul ăsta. Cine sunt autorii? Păi artiști. Sunt cărți de artiști, care, adică și o carte, dar și o lucrare de artă în sine. Și ce vreau să zic, am reușit să colaborăm cu Walter König din Köln, adică editura asta renumită, și împreună cu Ideea, care ne garantează o distribuție și în Occident, dar și în Est, în România. Da, trebuie spus, și mă bucur că ai accentuat, pentru că trebuie spus, că este un proiect editorial comun între Ideea Design and Print Cluj
și Verlag der Buchhandlung.